Bună, prieteni, eu sunt Maria și astăzi am să fac un nou vlog. Acesta este primul meu vlog, sper să vă placă și haideți să începem. Astăzi o să vă arăt ce se află în geanta mea. Am așa arată, este un rucsac, de fapt. Este cam greu pentru vârsta mea, pentru vârsta la care eu trebuie să mă uitez la chestii. Dar, da. Nu-mi place să fie nici super ușor, adică să fie ca un puf. Ok, așa arată, este de umăr, cam așa, îmi place să o port, sau, așa. Haideți să începem, au, aceste chestii mă ajută când merg pe stradă, în mașină și când plec undeva mai departe, în excursii sau da. Să începem. Unele sunt utile, unele nu. Ok, are două buzunare. Începem cu aceasta mică. Am uitat să vă arăt această chestie. Să începem. În acest buzunarel am un antibacterian pe mâini. Cu aloe vera și chiar e foarte bun. E pe post de gel, după cum vedeți. L-am luat și la școală, îl port și în geantă. Îl țin mai mult în ghiozdan, îl pun în geantă când fac videoclipuri de genul sau când nu merg la școală și merg în oraș cu geanta, îl pun. Am aceste căști care sunt de la nu se vede chiar super bine la această firmă. Scrie și aici, dar nu se vede absolut nimic. Sunt căști roz bombon și le-am luat acum 2 săptămâni. Am acest strugurel. Am niște carturi. Să vi le arde pe acesta. Acestea sunt mai personale pentru că sunt niște carduri mai vechi de la niște bănci. Am acest elastic de păr. Păi, mai am încă două, dar sunt mai mici. Roșu și, iar zic, orange. Roșu și portocaliu. Și două clămițe, una roșie mare și una mică neagră. În primul buzunar, adică în acesta, am 8 chestii. Dacă din primul am 8 chestii, îmi dai seama cât o să am în cel de-al doilea. Trecem aici. Vedeți un pic rucsacul aici, pentru că filmez în cătărie, după cum vedeți. În cameră este mami. Ok. O să începem cu prima chestie, pe care vedeți acolo, este căciula mea, pe care o pot. Ok. Este așa, aici la spate. E super tare. Picuțas. Deci am și arată ea pe fața mea. Vedeți? Această chestie. Și are aici un din asta. Am din asta și la ghiozdanel, dar nu știu dacă observați. Aici. Ok, apoi am pieptenul meu, în geantă port piepten, acasă port perie, 2 elastice de păr, roz și mari, închis. Un card, carte de vizită, zic eu.
o chestie din asta cu poze, când am făcut mai mult poze, am oprit asta, crezând că trebuie. N-am făcut curățenie în geanta mea, așa că da, am mâncat toate chestiile în întâmplare. Această husă pe care o țin mereu, acum nu am nicio husă pe telefon și de asta port una. Poate vreau să-mi pun una. Și da, nu stă ca să-și trebuie să am una în geantă. Această cremă pentru corp sau pentru mâini. Aloe vera, îmi plac foarte mult mirosurile cu aloe vera, după cum ați văzut. Păi și acest antibacterian, gel bacterian, este cu aloe vera. Deci da, îmi place de șervețele uscate. La ușa. Ba, descriție nazală. Un squishy. Cel mai slab rang din squishy al meu, îl iubesc. Poate în care telefon. Este un cap de urs panda. Încă un elastic de păr. Data asta cu niște buliniți. Așa. O jucărie de la McDonald's. Care este un cartof. Adică eu așa zic. Nu știu, să ne scrieți în comentarii ce ar putea să fie. Eu zic că e un cartof. Dacă pui așa, zici că e o mână, dar nu e o mână. O față așa și una așa. Apoi am acest luci de buze, dar acesta a fost strugurel. Acesta este luci pentru care și sclipici. Și acela are, dar așa de mult. Acesta nu se mai vede de unde, dar dacă nu mă gândesc prea bine, este de la Avon. Am avut niște pet. Este mov spre roșii, este preferatul meu dintre colecția de luciuri de buze, el este preferat. Okay. Două pixuri. Haide. Da, două pixuri. Amândouă scriu albastru. Dacă tot avem pixuri, am și un carnețel, câteodată mai desenez în el. O spirală. Este de matematică. Am aceste chestii de la căști. De exemplu, dacă pierzi, dar nu e cum să pierzi, asta e mirarea. Dacă vrei să schimbi asta, moale și pe alta mai mică sau... Da. De păr. Un elastic de păr roz. O din asta. Brățară. Care se dă ușor. Foarte ușor. Se dă foarte ușor. Încă o brățară mov, dar asta este luată de la o mănăstire. Îmi place să pot brățări, dar nu știu de ce nu le port. Încă un elastic negru, mai flexibil, încă un elastic alb, deci am foarte multe elastice de păr. O oglindă. Da, care sunt pe cele două mari. Și o paletă care nu folosesc deloc. Nu știu de ce acum, cred că o să renunț sigur la ea. Da. Să renunț la această paletă, la aceste... Așa să jucărie, dar mie îmi place pentru că, nu știu. Îmi place să fac așa cu ea. Câteodată, dar chiar dacă am scuișul, le țin pe ambele.
și ultimele. A, nu, și am un elastic de păr negru, așa mic. Asta este preferatul meu pentru că... Dar uitați cum se face. Trebuie să-l îndrept cumva. Uf. Și ultimele două chestii mari sunt portofelul meu. Asta și ce se află el separat. Sau haideți să vă arătați, de fapt. Ok. Am calendare în acest plic. A rămas de la 2017, pentru că 2019 nu am. E că 2017, 16, 17 și 18. Aici am un bon, am fost la market, un card de la farmacie. Card de acces de la Castelul Branc, când a făcut o excursie cu colegii. Ok. Și mai am și această, nu știu de ce din aici, dar această folie de la o, această gumă. Mi-am luat prima dată guma asta când a apărut și am zis că să păstrez asta pentru că poate mai iau această gumă. Deci a fost foarte amuzant chestia asta ca această gumă. Și ce să vă mai arăt? Am și bani, dar nu vă arăt bani. Și aici, aici este chestia pentru mărunt. Este așa separat în afară. Am niște șervețele nazale. Trei. Niște post-it-uri pe care pot să scrii și niște mărunt. Imediat o să le bag. Ok. Și ultima chestie din jurul meu, care este foarte grea, sunt șervețelele umede. Am șervețele uscate de pachet mic, trebuie să-mi iau neapărat șervețele mele de pachet mic, uscate mic, comparație. Deci, uitați cât de mare este. Acesta este cel mai greu dintre toate chestiile pe care sunt aici. De ce pot unul mare cu mine? Pentru că îmi place foarte mult așa să lăsesc șervețele mele. Acesta are un rost fresh. Și magazinul de care mi le-am dat nu are șervețele, nu are pachet mic cu acest miros. Și n-am putut să mi le port și de asta le-am și purtat. Ok, prieteni, este gol. Este ușor ca un fiuf. Toate chestiile, dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like, să vă abonați. Dacă o să facem mai multe abonați, să facem mai multe surprize și mai multe vloguri. Și dacă mă gândesc să postez în fiecare săptămână câte un vlog. Pa!